Se împlinește duminică un an de la ce s-a întâmplat pe 30 octombrie în 2015, o tragedie, o tragedie fără putință de tăgadă, și zeci de supraviețuitori au în continuare nevoie de ședințe de recuperare, de operații. Totul este dureros și desigur costisitor. Vă mulțumesc încă o dată pentru ce ați făcut atunci la teledonul organizat de noi, și astfel Fundația Mereu Aproape a putut să fie alături în primele zile de victimele din colectiv, de familiile decedaților. Continuăm să-i susținem pe cei care au nevoie de tratament în țară sau în străinătate. Clipele de coșmar prin care au trecut au lăsat fără îndoială cicatrici în sufletele tuturor supraviețuitorilor. Astăzi la AS a avut loc un eveniment de comemorare și am ascultat din nou mărturii cutremurătoare. Radu, un tânăr absolvent de marketing, a fost în noaptea de 30 octombrie 2015 în colectiv. E convins că a avut noroc și doar datorită acestui noroc mai este acum în viață. E o întâmplare pentru că am avut norocul că atunci când a început incendiul să vreau să ies. Am avut norocul că atunci când am fost prins de flacără în acel vestit container, să cad primul la pământ și să fiu lipit cu fața de o podea rece, care îmi ofera mie aer. În acea noapte, norocul a făcut diferența între viață și moarte. Mihai Alexandru Iancu, un tânăr absolvent de AS, a reușit atunci să iasă din colectiv. A murit însă câteva zile mai târziu la spital. Tatălui are un mesaj pentru cei care ar trebui să învețe un lucru important din tot ce s-a întâmplat. Să nu mai dea șpăgi și să nu mai închidă ochii când văd o nedreptate. Speranța mea este în voi. Eu mai am un copil, are 16 ani și aș vrea ca el să nu trebuiască atunci când iese pe stradă sau se duce să bea o bere sau un film, să se uite după instinctoare sau după număr de uși. Prin teledonul organizat de Fundația Mereu Aproape, dar și din donațiile care au urmat, supraviețuitorii din colectiv au fost ajutați să-și continue tratamentele în străinătate. Donațiile au fost în valoare de 8,3 milioane de lei, aproximativ 1,8 milioane de euro. Plățile au fost de 6 până în acest moment, deci într-un an, de 6,4 milioane de lei, aproximativ 1,44 milioane de euro. Creatorul de modă Cătălin Botezatu a donat în primele zile 50.000 de euro pentru victimele din colectiv. În plus, a rugat mai mulți medici plasticieni să ajute pe supraviețuitorii cu intervenții gratuite. Dr. Felix, un alt medic plastician care se ocupă de implantul de păr, încercăm să ajutăm niște tineri care își doresc să își recapete într-o oarecare măsură aspectul inițial. Fundația Mereu Aproape ține legătura cu cei care sunt la tratament în România și în străinătate și ajută cu bani din fondurile strânse în acest scop.